Când și făcând și intrând în intimitatea, în inegalitățile și tot felul de chestii, am reușit să stau pe o poziție foarte bună. Mă mai spun încă ceva. Când au venit tinerii profesori în Bacău, Cristi Mertical cu Andrei, ei au venit în același timp. Eu eram profesorul, mă rog, cu cota foarte bun și atunci am luat la Moinești pe ei. O săptămână i-am luat pe Cristi și pe Gabi, Andrei, și o săptămână au pregătit lotul pentru națională. Eu nu mai știam ce să mai fac cu ai mei, ajunsesem la nivelul acela de mă epuizasem, pentru că orice profesor se mișcă într-o anumită zonă a lui, cu tot felul de chestii. Atunci pe ei tineri și profesori am luat și am zis, păi, haideți o săptămână, vă asigur cazare, tot, în sfârșit acolo, am găsit o sponsorizare și am luat. Ei dornici să devină profesori cu adevărat, sigur că a fost o chestie frumoasă. Așa că de aici trebuie plecat, să fii corect cu elevul tău. Dacă ești, mă rog, infatuat și crezi tu că le știi pe toate, nu. Să pornește de jos, să muncește cum trebuie și numai așa să ajungi acolo sus. Te rog. A la treia plus pe la treia. A la treia. Nu pe la treia. E mai mare egal decât AB AB. pe lângă A plus B. A plus B. Unde A și B e mai mare, sunt mai mare ca 0. A și B sunt pozitive, nu? Da. A, B, aparțin lui iar plus, zicem. Poate să fie și zero. Mai mare ca 0, nu mai mare ca 0. Strict mai mare ca zero. Da. Iar plus teluț atunci. Vezi? Ca să ne înțelegem bine. Și acum... Încercăm, avem inițiative, nu ne, nu, nu stăm, trebuie să înveți un lucru. Fii convinsă că îl poți face. Așa știu, te fac, reușesc acum, îți vezi cum vine ideea. Dacă chiar crezi în asta, vine ideea. Pentru că, uite, A la treia plus B la treia, trebuie să sară ceva în ochi, A la treia plus B la treia. E A plus B pe lângă A la doua. Deci o transcrie, da? Echivalent cu A plus B pe lângă A pătrat. Plus 3 A la A plus 3 A B la doua. Deci hai să s-o scrie. S-o scrie. Separat. Deci A la 3, A plus B la A 3. Ai spus tu că ar fi egal cu A plus B Da. pe lângă, spune-mi în continuare, A la doua. A la doua. Minus AB. Minus AB. Ai renunțat, parcă, la... Și? Plus B la doua. Plus B la doua. Dacă încă ai emoții și nu știi dacă este corect, desfacem. Desfaci acolo. Ceva rapid de desfăcut. Nu mergi mai departe dacă nu ți-e clar. Da. Că de ce m-am dus aici? Vreau să zici cu 3 A pătrat, să ne mulțim și să vezi că nu-i. Nu-i așa. E trăznaie, da? Deci, A la 3 plus B la 3 A. Dar A la 4 plus B la 4 are descompunere? Da, facem cu ăla, triunghiul... De, atenție, că nu e A plus B totul la 4. E A la 4 plus B la N-are 4. descompunere. N-are descompunere. Deci, aici, nu, pe cum, nu are nici A la 2 plus B la 2. A la 5. A la 5. Hai să vedem. A la 5 plus B la 5. Ce descompunere dorești tu care avea? A plus B, tot cu A plus B, A la 4. A la 4. Minus 3AB. Îți trebuie 3 ala. Treaba ta. Trebuie, nu știu, treaba ta. Îți dau, dar când tipul se mulțește. După aceea. Facem cu triunghiul ăla? Nu, că nu-i totul la. Nu-i totul la. Triunghiul Pascal, acolo se vorbește. Când zici, dar totul la 3, la 4, la 5. Nu-l facem. Nu. Hai să încercăm. Ne uităm la modelul aici, A-ul a descrește, B-ul crește. Da. Și vine minus. Minus cât ar trebui să fie? Minus A la A la 3-a B. B plus, alternează, A la 2-a B la 2-a. A la 2-a B la 2-a. Minus A B la 3-a. Da. Plus B la 4-a. Plus B la 4-a.
Și iată cum a ieșit forma. Dacă vrei să fii convinsă că ești, hai decât să desfaci acasă. Sunt convinsă că ești. Ești convinsă, da. Că ar fi mai să nu desfaci. La a 5-a plus B la 5-a. A la a 6-a plus B la 6-a va avea? Nu. Nu. A la 7-a, te rog. A la 6-a plus B la 6-a nu are descompunere. Iar A la 7-a plus B la 7-a are A plus B pe lângă A la 6-a minus A la 5-a B, da. Plus A la 5-a B. A la a 4-a B la 2-a, da. Minus A la 3-a B la 3-a, da. Plus A la 4-a A la B la 4-a. A la 2-a B la 4-a. A la 2-a B la 4-a. Minus A B la 5-a. Minus A B la 5-a. Plus B la 6-a. Și iată cum am înțeles acum descompunerea aceasta a lui A plus B, A la 3-a, B la 3-a, plus B la 3-a, la 5-a plus B la 5-a, la 7-a plus B la 7-a, numai puterii mari, la sumă, dar la diferență. Deci dacă ar fi așa, A la 2-a minus B la 2-a... A minus B se schimba semnele acolo, din minus A plus B pe lângă A minus B pe lângă A plus B. Da? Am zis că la putere mai mare. Și A la 3-a minus B la 3-a, hai să începem un pic, să vezi. Merită să scrii și tu. Deci A la 2-a minus B la 2-a egal cu A minus B când A plus B. Dar tu poți să faci următorul, nu mai scrii și vezi filmul. Da. Nu? Cum văd prietenii noștri toți ceilalți, poți să faci și tu la fel. A la 3 minus B la 3 egal cu A minus B. Da. Pe lângă A la 2. Da. Plus A la B. AB. Așa, A la B. AB, da, se descrește. Plus B la 2. Plus B la 2. Pe urmă. A la 4 minus B la 4 egal cu A minus B. Pe lângă A la 3. Da. Plus A la a doua B la a doua. A la a doua B. Așa. Că trebuie să facă suma lor, să facă 3. Scade un pic, crește cealaltă comunica. Plus A B la a doua. Plus B la a plus B la a plus B la a. Și tot așa. Vezi, aici am descompunere pentru toate. La adunare nu. La cele pare n-am descompunere. La astea, întotdeauna descompunere pentru orice putere. În general, A la E minus B la E, putem să ne gândim, face A minus B pe lângă A la E minus 1 și rămâne. Da, dar nu o să o rețină de aia, știți, zic că dacă tot e o fac după asta. După asta, exact. Șmecheria. Șmecheria de obținere. Asta e toată povestea. Corect. Ne toacem noi la linie care ne dăm așa. Deci vine A plus B pe lângă A pătrat. A la pătrat minus AB. Da. Plus B la 2. Plus B la 2. Mai mare ca decât AB pe lângă A pe C. A plus B. Da, A plus B. Da. A, B pe lângă A plus B. Da. Și atunci, A plus B cu A plus B se duce? Împărțim totul prin A plus B. Și să avem A la a doua minus A. Nu se duce, mamă, împărțim. Simplu. Adică se duce. Împărțim. În fine. Da, nu folosirea limbajului așa, trebuie totuși matematică. Corect. Deci împărțim pe A plus B sau simplificăm prin A plus B. Corect. Se duce în forma scurtă de exprimare, da? Mai puțin matematic. Și atunci ce rămâne? A la 2 minus AB plus B la 2 mai mare egal decât AB. Decât AB. Așa, și ce facem acum? E A minus B tot la 2, dar nu exact. Nu, deci AB e ăsta în stânga. A. Da? Și ce e ăsta acum? Ce este A minus B tot la 2? A minus B tot la 2. Mai mare egal ca 0. Mai mare egal ca 0. Știi de unde au plecat autorul meu Popo Segrișul ăsta? De la A minus B la 2 am plecat de 0. Sigur că da. Și au luat un abel, au dus în partea asta, au mulțit cu A plus B și aici au dat formula la 3 plus B la 3, din coace, iată, au lăsat așa. E un joc foarte frumos, elegant așa de obținerea egalităților ăsta. Dacă te prinzi de șmecheria asta, că cele dinainte le poți folosi mai târziu. Deci, A la a doua supra B orice. A la a doua supra B orice. Plus B la a doua supra C ora. B la a doua supra C ora. Plus C la a doua supra A plus B. A ori B. A ori B. Mai mare egal ca 3.
Bine. Nu avem nicio condiție. Deci, doar că ABC trebuie să fie numere diferite de 0. Aducem la aceeași numitor, prima o amplificăm cu A, a doua cu B, a treia cu C și pe treia îl amplificăm cu ABC. Deci, pe prima trebuie să mulțim cu A, nu? Cu A, a doua cu B și a treia cu C și pe treia cu ABC. Facem așa, da. Da, echivalent cu A la treia plus B la treia plus C la treia mai mare egal de cu treia ABC. A la treia plus B la treia ne gândim puțin. Sigur. Neapărat asta facem. Aș fugi cu ochiul sus acolo, la șmecherea de sus. Dar trebuie să vină mie o șmecherie acum. Păi atunci... A la 3 a plus B la 3 a plus C la 3 mai mare egal decât ABC lângă A plus B plus C. Da. Mai la 2 eu știu să fac. Și la 3 nu? Nu. Ce-aș chestii, nu? Da. Abia acum la 3 să ajung la ea să văd cum. Cum faci? Păi și eu trebuie să mă gândesc și eu. Nu mi-ai spus la telefon acolo. Dacă spunea la telefon, mi-era și mie ușor. Dar asta e șansa, sau neșansa mea, să le fac la prima citire. A venit și timpul să fie de rugăță și să vă spui, doamnă, seară, te întâlnim, dar avem problemele astea. Ca să nu vă faceți de râs la cameră, domnule. Sigur că da, sigur. Ia să ne gândim un pic. De ce? Dacă ar fi câte două, dar ca să fie câte două, aș mulți cu un 2 aici, să vedem cine să. Ca să fie 2 A la 3, 2 B la 3, 2 C la 3, și să zic A la 3 plus B la 3. S-a probabil că am stricat noi ceva, să nu facem înapoi. Nu, hai să luăm două câte două. Corect. Deci, eu știu, nu? Știu. Ce știu eu? A la 3 plus B la 3. A la 3 plus B la 3, a? Mai e mai mare egal decât... A, B până în A plus B. A, B până în A plus B. Mai știu că B la 3-a plus C la 3-a e mai mare egal decât... Mai mare egal decât... A 3-a numărul. Da, BC. Da. Decât BC. Lângă B plus C. Lângă B plus C. Și că A la 3 plus C la 3, a? A la 3 plus C la 3. Mai mare egal decât AC pe lângă A plus C. Lângă A plus C. Trag linii și le adun acum. 2 A la 3. Și deci vin 2 A la 3. Plus 2 B la 3 plus 2 C la 3. Mai mare egal decât AB pe lângă A plus B plus BC pe lângă B plus C. Plus AC pe lângă A plus C. Miruna, aș mai face o mișcare înainte de chestia asta. Știu că A plus B e mai mare egal decât aș vrea inegalitatea mediilor să folosesc aici. Dar să vezi tu că eu am aici o problemă. Că nu mi-ai asigurat despre A, B, C, exact. Nu mi-ai spus nimic. Nu are nicio condiție. Dacă mi-ai lăsat să fie pozitiv, aș încerca asta. Și o să încerc cu ideea că e pozitiv, dar tot bănesc că a scăpat asta de vedere. Am să încerc așa. A plus B știu că e mai mare egal decât 2 radical din AB. Deci asta e mai mare egal decât AB-ul care las în față. O radical din AB. Asta mai mare egal decât... 2 l-a scăpat. 2, 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
Da, sunt corect, etapa radical din BC. BC, radical din? BC. BC. Și? Mai mare egal, adică 2AC. 2AC. Radical din AC. Radical din AC. Deci asta, cât e 2 adunat, e mai mare egal decât 2 pe 2AB, nu? 2AB. Radical din AB. Radical din AB. Plus 2BC. 2BC. Radical din AC. Așa. Plus 2AC. Radical din AC. Radical din AC. Cu 2 puteți. Printr-un 2 peste tot. Peste așa. Tot. Da, așa rămâne ca la 3. La 3 plus. De la 3 plus ce la 3. Da. Vreau să mă da. Hai, te rog, te aștept. Mai mare egal decât da. Deci la trebuie și la trebuie și la trebuie, mai mare egal decât este... Deci doi eu am simplificat peste tot. AB, radical din AB. Adică spune mai mare egal decât radical din AB, totul la a treia, cu partea AB în interior. Și este un AB și vin la 3. Plus radical din BC tot la 3. Plus radical din AC tot la 3. BC tot la 3. Plus radical din AC tot la 3. AC tot la 3. Și asta trebuie să fie egal, mai mare egal decât 3 până la urmă, nu? Decât 3ABC. 3ABC, că așa a fost. Mai mare egal decât 3ABC. Păi și este. Tot bun. Păi avem o dată că radical din AB totul la 3, radical din AB la 2, ori radical din AB. Adică AB ori radical din AB. Adică prea mai bine lăsăm așa, nu? Avem cu noi emoții și nu stă. Nu, nu, nu. Eu știu inegalitatea asta a mediilor, dar cu 3 și mai ales și cu 3, dar nu știu cum să ți-o dau ție. Vreau să evit că inegalitatea mediilor nu merge numai cu 2 numere și cu 3 numere. Da, dar mă gândesc acum, domnul doctor, dacă da. Nu s-a pus condiția, putem să ne folosim? Dacă nu s-a pus condiția, știți? Nu putem folosi. Mă gândeam că eu de obicei ne ai ieșit. A, da? Să mai vedem, mai vedem. Deci, iată-ne cu o inegalitate destul de interesantă. Nu-i întâlnim. Și vedeam stricat-o. Hai să vedem, o luăm din altă unde a fost? Aici. Aici. A fost, aici. Da? Uh-huh. Așa. De la altă plecare. Iată, ea, ca să vă spun, să vedem dacă o putem folosi. Deci la 3 numere, la 3 numere... De aici. Pentru a la 3 plus de la 3 plus cel la 3 minus 3 ABC. Minus 3 ABC. Minus 3 ABC, da. Minus 3 ABC, da. Aici. Nu, că este egal, deci ești cu A plus B plus C pe lângă... Ori 1 pe 2, ori de ce împartez rotund A minus B la 2 plus B minus C tot la 2 plus C minus A tot la 2. E o chestie frumoasă aici. Bun. Înainte de a ne gândi la sugestia autorului, eu vreau să vă arăt inegalitatea mediilor pentru 3 numere. Deci pentru 3 numere minunar, ea sună așa. A plus B plus C pe 3. Pe 3. Deci 3 numere. Uh-huh. Media aia aritmetică a 3 numere, A plus mai B plus C. Mai mare egal decât radical din... Mai mare egal decât radical de ordinul 3. Dar ei n-au învățat ordinul. N-au învățat, pe de aceea eu sunt... A ori de orice. Da, mai un pic. A ori B ori C, care e mai mare egal decât 3 supra. 1 pe A. 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Da? Ei, dacă în loc de A, B și C folosim A la 3, B la 3, C la 3, deci în loc de A, B, C folosim pe A la 3, B la 3 și C la 3, atunci inegalitatea devine. A la 3 plus B la 3 plus C la 3 supra 3
E mai mare egal decât radical de ordine 3 din produsul lor. Din A la A treia, ori B la A treia, ori C la A treia. Care este principiul? Chiar de la asta, repet, trebuie să am... Care înseamnă ce? Echivalent, mă spune exact inegalitatea. A la A treia, plus B la A treia, plus C la A treia, mai mare egal decât 3 de C. Și termină cu inegalitatea. Dar ce lucruri? Am folosit inegalitatea pentru 3 numere și am băgat radical de ordine 3 pe care tu nu știi. Pe urmă, am folosit A, B și C să fie numere pozitive. Nu? Restricție. Deci mă descurc în zona numai numerelor pozitive. Ori acea inegalitate, nefiind precizat acest lucru, înseamnă că merge pentru orice numere reale. Mai puțin B și C, 0. A, B, C, 0. Mai puțin acestea. Și acum hai să încercăm să vedem dacă... O formulă, adică algul prescut. Dar să vedem... Nu ajută pe mult, nu. Da, da, uite, asta e așa. A la a treia plus B la a treia plus C la a treia minus 3 A, B, C este egal cu A plus B plus C pe lângă. Da, egal. Un pic, da. Pe urmă o să vedem exact. Probabil undeva o inegalitate. Exact. Este egal cu A plus B plus C pe lângă. Era. Ducem totul pentru stâng și trebuie să arătăm la mare egal de 0. Și da. Gândim pe asta. Hai să vedem așa. Deci A la a treia plus B la a treia plus C la a treia minus 3 A, B, C egal cu muncim la ea. Dacă o reușim să o aranjăm sub o formă. Egal cu A plus B plus C pe lângă A la a doua. A plus B plus C pe lângă. Pe lângă A la a doua. Plus B la a doua plus C la a doua. Minus A, B, minus B, C, adică, iată care e povestea. Ar fi trebuit să plecăm noi de la A plus B plus C, totul la a treia. Cred că de acolo o să plecăm. Deci, dacă plecăm de la A plus B plus C, nu stai, trebuia să puneți, domnul profesor, ca să fie corect pe tablă. A, acolo ați încheiat-o și nu trebuia. Minus A, B. Deci egal cu... și eu vreau să-l găsesc pe asta. Da, da, n-ați scris-o pe toată. Am înțeles, am înțeles. Egal scris-o cu... pe toată și după aceea. Așa. Așa, minus A, B, minus B, C, minus C. Să știți și parte, da. Minus A, B, B minus B, C. B, C și minus A, C. A, C. Și acum închideți paranteza. A doua paranteză e foarte lungă. Aha. Așa, asta e o formă. Asta e formă, da. Sau, ea mai are și altă descompunere. Dar da, nu e asta. Eu aș pleca de la A plus B plus C totul la a treia. A plus B plus C totul la a treia egal cu A plus B plus C. Da? Pe lângă cine? A plus B plus C la a doua. A plus B plus C totul la a doua. Care înseamnă egal mai departe cu A la A plus B plus C, a plus B plus C pe lângă A pătrat. Știți zic la pătrat? A pătrat plus B pătrat. Plus C pătrat, plus 2AB, plus 2AC, ne amintim asta, da? Plus 2BC. Acum, deci am să scriu din nou încă o dată descompunerea asta. A plus B plus C, totul la A treia, este egal cu A plus B plus C, pe lângă ceea ce am scris acolo. A pătrat plus B pătrat. Plus 2AB, plus 2AC, plus 2BC. Ca să pun una pe A la 3 plus B la 3 plus C la 3, trebuie să desfac paranteza asta. Adică să mulțesc totul cu B și cu C și cred că găsesc undeva 3ABC pe care îl duc în membru stâng. Și A la a treia, și B la a treia, și C la a treia. Și să fie egalitatea aceea adevărată. Și A plus B plus C, pe lângă A pătrat, plus B pătrat, plus C pătrat, minus AB, minus BC, minus AC. Eu vreau să spun așa, dacă pe ea nu știu, cum obțin egalitatea asta? De unde vine egalitatea asta? A pătrat plus B pătrat plus C pătrat minus AB minus BC
Eu știu că A pătrat plus B pătrat plus C pătrat mi-e mare egalitate plus BC minus C, A, AC. Știu că mi-e mare egal. Și dacă mă duc în stânga, mi-e mare egal decât 0. Și dacă mă duc cu A plus B plus C, deci plecăm așa de la, de ce, la ce știm noi. Știm așa, Elena, că A plus B, A pătrat plus B pătrat plus C pătrat, e mai mare egal, hai să ne gândim aici. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat e mai mare egal decât AB plus BC plus CA. Suma pătratelor mai mare egal decât produsul de câte două. Și acum, cum a fost asta demonstrată? Ai mulțit tu cu 2, a fost inegalitatea cunoscută. Da, am avut o a fost A minus tot la pătrat, plus B minus C la pătrat, da? Da. Ducem pe ăștia în stânga și ea este echivalentă cu A pătrat. Din plus B pătrat, plus C pătrat. Minus AB, minus AC, minus BC. Care e mai mare egal decât 0. Și dacă mulțim această inegalitate cu A plus B plus C, da? Deci mulțim ambii membri cu A plus B plus C, A plus B plus C, acum, pot să fie pozitivi și mulțirea unei inegalități cu număr pozitiv păstrează sensul, mulțim cu număr negativ schimbă sensul. Și acum sunt iarăși într-o situație de aceea. Exact. Deci cred că autorul are slăbiciunea să nu punctat asta. No. Pentru că mulțim cu A plus B plus C, A plus B plus C cu suma asta. Deci e pozitiv. Și în varianta că e pozitiv, zice așa, atunci dacă ABC sunt pozitive, e clar că și sunt chiar strict pozitive, că la un moment dat A și C, ABC sunt la numitor și n-am voie să fie zero. Okay. Deci o precizez că ABC, A, B, C aparțin lui el plus, da. Da. Da, fără zero. Exact. Și mulțim cu A plus B plus C și ea devine A pătrat plus B pătrat plus C pătrat minus AB minus AC minus BC totul de mulțit cu A plus B plus C, eu pun în față B plus C e mai mare egal decât 0, nu? E 0 oriceva, mai mare egal decât 0. Și calculul făcut aici, calculul făcut pur și simplu, adică mulțirea parantezilor, spuneam de la A la 3 plus B la 3 plus C la 3 minus 3 ABC. Da? Deci aici trebuie să desfac paranteza. Și asta va fi egal cu A la 3 plus B la 3 plus C la 3 minus 3 ABC. Și acum am că A la 3 plus B la 3 plus C la 3 minus 3 ABC care este egal cu A plus B plus C, pentru că toată șmecheria asta, e din mai mare egal decât 0. Și asta e terminat. Pentru că 3ABC duce în dreapta și s-a făcut din egalitate. Deci, cum se face demonstrația corectă? Se treacă de la adevăr, că A pătrat plus B pătrat plus C pătrat mai mare decât AB plus BC plus CA, ducem în stânga, mai mare egal decât 0, înmulțim asta toate cu un A plus B plus C, cu ideea că A plus B plus C este un număr pozitiv, și calculând, ne dă A la 3 plus B la 3 minus 3 ABC. Și gata, ieșiți. Deci așa trebuia de făcut în lucru. Dar nu se vede chiar simplu să recunoaștem. Că nu deodată știi egalitatea asta. Inegalitatea e cunoscută. Înmulțim acolo, dar de ce înmulțim cu A plus B plus C? Pentru ca să dea A la 3 și B la 3 și C la 3. Am înțeles asta. Dar face un serviciu formidabil, că se reduce în termen acolo la mulțire. Și apare numai minus 3 ABC. Deci plecăm de la asta, care e un adevăr. Și asta o schimb din A la 2 la 2 la 2 și a 2 minus 2 AB din aia. Așa, înmulțim cu 2. 2AB, 2AZ, minus 2AB, și apare A minus B tot la pătrat, plus B minus C tot la pătrat, plus C minus A tot la pătrat, e mai mare egal decât 0. Și a ieșit și asta.
Meniana, tu stai un pic acolo nedumerită? Da, pentru că lor la începutul colegiului îi dă niște formule și aici sunt niște inegalități remarcabile. Așa, adică inegalitatea mediilor și așa mai departe. Dacă A ori B este mai mare ca 0, da, atunci A supra B plus B supra A e mai mare egal decât 2. Păi, hai să vedem. Am demonstrat pe asta. Dar este cunoscut asta. A ori B mai mic ca 0, A pe B plus B pe A mai mic decât minus 2. Și pe asta am cutut. Și după aceea, A, X ori Y mai mic egal decât X plus Y la 2 asupra 4. Da. X pătrat plus Y pătrat plus 2X pătrat mai mic egal decât X, Y plus... Stai puțin. Și 3 pe lângă. X, Y plus Y, Z plus Z, X mai mic egal decât X plus Y plus Z totul la 2A, care mai mic egal decât 3 pe lângă X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat. Și pe aceea zic, inegalitatea mediilor, valabilă pentru numere pozitive. Sigur. Minim de, domn profesor, aici dumneavoastră, că nu mă pricep, nu mai știu cum mai zic, e cu sumă, e cu... O învățat, e da, așa? Da. Ei, generalizați acum. Inegalitatea mediilor nu pentru doar pentru două numere, și pentru trei și pentru n numere. A. Da? Eu am dat-o pentru trei și ați sărit în sus. Dacă dau pentru patru, până am cazit patru. Acolo. Deci asta e valabilă, universal valabilă și pentru mai târziu, când eu să știi... Sigur, pentru n. Pentru n. Patru din patru cuvinte, da? Aha. Să ne înțelegem, aici sunt inegalități... Interesante, deosebite, inegalitatea mediilor asta, cu și bune acolo scrijuvați, exact, inegalitate cunoscută. În Rus am văzut că o mai dată inegalitatea acolo. Minkowski, Cebușev, da. Bernoulli, deci sunt niște inegalități clasice. Și ele, dacă numai inegalitatea mediilor pe care am pus-o la punct cât de cât, constitui surse pentru alte inegalități. Chiar și aici, inegalitatea asta a pătrat plus B pătrat plus C pătrat mai mare decât produse decât de două, dacă în loc de A, B și C pui tu niște șmecherii acolo care să se reducă, să se... Dai peste o inegalitate, lucrez, dai peste o inegalitate care e valabilă indiferent, că doar A, B și C aici poți fi o cetă de numere. Da. Și atunci, uite așa stând eu atunci, mă amintesc că am o inegalitate, de asta am valorificat, și unde am pus sinus, cosinus pe acolo și am pus eu pe acolo. Știu, și o trăsnaie pe care n-am mai putut să o mai fac altă dată. Inegalitatea mediilor ne folosim doar atunci când numele sunt pozitive. Numai pozitive. E pozitiv. Da. Iar celelalte inegalități lucrează și în toate situațiile. Asta e direcțimul, știi? Da, da. Ai terminat, Miru? Gata? Am făcut tema? Deci, asta a fost tema pentru seara da, asta, nu? Da. Să spunem un lucru, prietenul noștri, că merită să stea cu ochii pe noi, da, din clipa asta, corect, pentru că vom face lucruri deosebit interesante. În seara asta am abordat, nu, o serie. Uite că vine în minte acum, apropo, de chestia asta. Da. Tot te-am prins aici, tot mai prins tu pe mine, eu pe tine. Și hai să vedem o inegalitate care să sune așa. Vreau să vă întreb ceva pentru Dania. Da? Știți că ieri n-am apucat să facem nimic cu ea și vreau să vă întreb eu cumva ca să știți să-i explic, să spuneți cum simți. Da, repede și face și pe aceea. Dar tot filmat o facem. Știi cum de vreți, ce? Da. Fiind că s-ar putea să fie ceva interesant. Exact. Da? Facem retubi și pentru ea. Da. Și eu vor mai iarăși. Uite, cum demonstrez că A plus B plus C, totul pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C e mai mare egal decât 8. Decât 8 oare? Decât 9, cred. Ia să zicem 9. Mai egal decât 9. Deci A plus B plus C, totul pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C, mai mare egal decât 9. ABC numere pozitive. Dacă desfaci acolo, te sperii. Uh-huh. E urât. E media medică, mă gândesc, e A da, plus B plus C și acum e media armonică, că e unul pe A, unul cu B, unul cu C. Da. Așa deci mă gândesc pentru trei numere, nu? Da. Deci A plus B
plus C, plus A, plus B, plus C, pe 3, e mai mare egal decât radical de ordin 3, nu așa am zis, decât ABC, care e mai mare egal decât radical de ordin 3, nu, care e mai mare egal decât 3 supra, 1 pe A, plus 1 pe B, plus 1 pe C. Și asta e invalidă asta, nu? Da. Adică, și mulțim pe diagonală și vine A plus B plus C, pe lângă A plus B plus C, pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Mai mare egal ca nu. Mai mare egal ca nu, suntem am început să dăm, să știm de gustul inegalităților. Începem să gustăm din frumusețea inegalităților. Deci nu desfacem nici într-un caz. Rar se întâmplă și o aduci într-o formă echivalentă care să recunoască o inegalitate de așa. Să știți situațiile astea. Dar de cele mai multe ori trebuie să mergem. Facem un pic de sinteză aici, ce am făcut aici, inegalități. Inegalitatea mediilor. Inegalități clasice, da? Inegalități clasice. Și pe urmă, inegalități, inegalitatea mediilor deocamdată, exact. Hai să spun, da? Exact. Inegalitatea mediilor. Și formulele calculul de scurtam. Mediilor. Lor, da? Formulă de calcul pe scurtat. De calcul. Scurtat. Așa și inegalități care se bazează pe inegalitatea mediilor și alte inegalități clasice, da? Da. Am avut așa ceva, inegalități. Ce se reduc la inegalitățile clasice, la inegalitățile clasice. Bun. Recunoaștem că merită să fost interesant, da. Recunoaștem că o să vezi filmul să îți placă și ție. Da. Zi, la revedere! Da, la revedere! La revedere, seară plăcută!